Chișinău este un oraș de povestit. Turismul despre asta este, cum așa e la modă, cuvântul storytelling, da? Știi, eu uneori am impresia că Chișinău pentru turiști e ca aeroportul, pentru că ei vin. Da. Și, de fapt, traseele lor sunt gen vinării, orheiul vechi. Deci acolo este piața de la sfârșitul secolului XIX-lea. Este Chișinău un oraș în care vrei să locuiești? Da, cu siguranță eu spun da. Salutare tuturor! Cu voi astăzi este Aneta și astăzi la noi o avem ca invitată pe Maria Axente. Maria este antropologă urbană și ghid de turism în Chișinău și azi aș vrea să discutăm despre turismul în Chișinău, dar și în general despre orașul nostru și cum se simte Maria locuind în Chișinău. Și pentru început, aș vrea foarte mult să ne spui, Maria, cine ești și cu ce te ocupi. Salut tuturor care ne ascultă. În primul rând, mulțumesc, Aneta, pentru invitație. V-am mai scos din rutina de zi cu zi să revin la tema de care mă ocupam. Tot timpul cumva este greu să zici, wow, cu ce mă ocup. În lumea noastră, multitasking. Da, dar totuși, cumva pot să zic că cu timpul mi-am găsit cumva această specializare, dacă pot numi așa, urbanism plus turism, și mă simt bine în această postură. Deci am făcut studii de antropologie culturală la noi în Chișinău, la Școala Antropologică Superioară, și am urmat și un master în Polonia, Colegiul Europei, și cumva printr-o, nu știu, așa o circumstanță, așa a ieșit că teza mea de master de acolo a fost despre capitale europene ale culturii, și acolo am aflat de fapt despre transformări urbane care au fost făcute în procesul de pregătire a acestor patru orașe care le-am studiat pentru acest statut. Și cumva am rămas atât de impresionat, wow, transformări, deci spații publice, spații industriale transformate în hub-uri culturale. Și atunci eu studiind, zic, wow, dar la noi în Chișinău tot se poate făcut așa ceva. Și cumva de atunci tema asta de oraș, de urbanism, așa, câte un pic am început să mă aprofundez, apoi am studiat istoria, am început istoria Chișinăului și cumva așa viața m-a dus și am început și tururi să fac și apoi și centru de urbanism, da? Cumva de citate s-au clădit așa, probabil timp de vreo 5 ani, aș zice eu, câte un pic și astăzi deja cumva, da, pot să zic, membra Centrului de Urbanism, la fel lucrează și la organizația Solidarity Fund, în unitatea dezvoltare urbană, dar acolo lucrăm cu alte orașe, nu Chișinău, cu orașele regionale din Moldova, dar evident că la fel este vorba de dezvoltare urbană, de relații oraș, autorități, cetățeni și așa mai departe. Apropo, foarte interesant subiectul tău la lucrare de master, da? Tu ziceai, da, este apropo publică undeva? Da, da, este publică pe academia.edu, acolo am un profil și puteți să o găsiți, este în limba engleză, se numește Looking at Europe Through Culture, deci privind Europa prin cultură, și de fapt, fiindcă este o teză și include și un aspect teoretic, cumva am studiat cât de europene au fost patru orașe. Era vorba de Lille, Liverpool, Tallinn și Istanbul. Deci patru orașe care au avut statut de capital european al culturii. Și a fost un studiu foarte interesant, inclusiv și pentru mine, cât de diferit este această interpretare. Ce vedeau ei cu uite, dacă am statutul de capitală europeană culturii, ce pot face eu? Și în programul alcătuit de aceste orașe, uite că Istanbul a vrut să demonstreze mult mai mult că este european decât Lille sau Liverpool, la fel ca și Tallinn, da? Deci au fost multe evenimente care Europa, deci cuvântul Europa era mult mai prezent la aceste două orașe. Foarte interesant subiect, de fapt. Asta e un subiect care îmi place și mie și să-l studiez. În general, da, după tine, conceptul ăsta de capitală culturală europeană, ce presupune el?
Deci statutul de capital european al culturii cumva însemna că într-un an era o concentrare de activități culturale într-un anumit oraș. Uh-huh. Acest oraș, evident, era selectat pentru competiții, avea și o susținere financiară, inclusiv și la Comisia Europeană, dar era mai mult ca un trigger pentru a reinventa orașul, pentru a-l regândi și pentru a spune, bun, dar cu ce putem să venim noi, da, pe harta culturală a Europei. Uh-huh. Și din acest motiv, multe orașe chiar au stimulat creativitatea locală, au atras investiții, cumva s-au pus bine pe harta culturală a Europei. Deci aceste evenimente au atras foarte mulți oameni. Deci erau evenimente în masă destul de mari și mici, deci de anvergură diferită. Important cumva este cuite că și-au avut posibilitatea să-și pun întrebare, bun, dar cine suntem noi și ce putem noi oferi? Și în felul ăsta chiar local foarte lucruri diferite au fost propuse de cele patru orașe care le-am studiat. Evident că dacă să analizăm pe un eșantion mai mare și mai interesant ar fi. Și deci cumva este o posibilitate de a privi o propriu oraș, de a atrage atenția asupra propriu oraș prin prisma activităților culturale. Da. Eu am văzut asta într-un singur oraș, mai multe orașe, de fapt, când am mers la Lublin, în Polonia, și ei se pregăteau De fapt, ei candidau pentru capitala culturală europeană, ei au pierdut în fața orașului Wrocław, dacă mi-aduc eu aminte bine. Dar ceea ce am observat eu la Lublin, numărul foarte mare de inițiative și proiecte culturale. Și asta mi-e foarte tare, mi-a plăcut. Eu am mers într-un centru cultural, un hub cultural, să zicem. Atât de tare m-a impresionat că sunt cumva astfel de locuri într-un oraș atât de mic, pentru că Lublin e destul de mic. Dar mie mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut eu și presupun că chiar și pregătirea asta pentru a deveni, oricum aduci ceva nou în oraș. Exact, anume pregătirile, eu aș spune că asta chiar și poate și mai mult contează decât uh-huh. însuși evenimentul uh-huh. care de fapt durează un singur an. Pregătirile acolo durează, dacă nu greșesc, vreo 5 ani, cumva îmi pare că cu 7 ani înainte, nu-ți minte exact, 5 sau 7 ani înainte ei deci știu de faptul că uh-huh. o să fie capitala europeană. Deci acolo sunt investiții de termen lung și destul de mari. Deci acest proces cumva consolidează comunitatea locală, consolidează cooperarea între autorități, cetățeni, mediul de business. Cumva și este revăzut, în general, termenul de cultură. Uh-huh. Că noi cumva suntem obișnuiți, cultura este, nu știu, doar mergi la teatru sau, nu știu, privești o operă sau vezi o galerie. Deci nu, este în sens mult mai larg atunci când sunt și discuții și o cumva recapitulare ce avem noi, se vorba și de identitatea locală. Deci un proces mult mai complex, de fapt, care are doar de câștigat acel oraș, învolburându-se, da, în toată gama asta de activități complexe. Da, noi apropo o să facem un articol cu podcast și vom publica și acolo lucrarea de master a Mariei. Sincer să fiu, ăsta e un subiect care mie îmi place foarte mult, dar tu cum crezi? Chișinău are vreo șansă ca să... Să câștige vreodată. Tu cum așa e, da, inspirat așa greu, inspirat așa greu. Să câștige vreodată acest, nu știu, nici nu știu cum să-i zic. Cu siguranță Chișinău are potențial, cu siguranță. Mm-hmm. Deci aici cred că nu trebuie să zicem nu. Să subestimăm. Desigur că noi cumva suntem obișnuiți ca privi Chișinău. Dar ce avem noi? Cumva așa suntem, trebuie să scoatem, ca și cum da, trebuie să cercetăm. Și când zic altcuiva din afara mediul, da, care nu știu ce ocupă cu altceva, tot timpul se uită sceptici la mine. Dar ce le arăți tot turiștilor? Dar ce? Cumva aici nu-i nimic aici și cumva cred că asta este
un stereotip care s-a format și tot noi cumva ca locuitori, ca autorități suntem de vină că acest stereotip încă este, dar ca să revin la întrebarea ta, evident că este potențial, fiindcă avem foarte mulți artiști locali care creează în micile ateliere chestii, adică vorbesc aici și despre ilustratori și despre creatori de haine și despre pictori și despre performeri, că avem și noi performeri, despre, nu știu, aceleași dansuri, spectacole, din păcate, dar am rămas cu foarte puține teatre mici, independente, dar totuși încă mai sunt. Și eu cred că cea mai mare bogăție că noi avem este posibilitatea de a excava în substratul nostru cultural. Deci noi avem atâtea teme neexplorate, atâtea teme neștiute, luăm doar istoria complicată a orașului și a țării cu toată perturbarea asta din, nu știu, periodul otoman, rus, sovietic, românesc, independent. Uite, numai asta este așa o rezervă mare care poate inspira artiștii locali să regândească, să creeze, să reflecteze. De fapt, avem nevoie de foarte multă reflecție locală, reflecție națională, aș spune eu chiar. Și uite, de aici putem extrage multe chestii foarte interesante, care să iasă, nu știu, în aceleași arte și vizuale și în, nu știu, în spații publice mai interesante, cu un aspect, cu tentă locală puternică. Deci, doar că eu cred că noi încă nu am fost cumva încă în circumstanțe potrivite pentru a explora acest lucru. Noi avem încă cumva deschiderea aceasta spre sine, spre a explora în interior. Și desigur este nevoie și de o viziune cumva mult mai inovativă. Da? Ce eu de câte ori zic că să privim cum la noi se sărbătorește ziua orașului Chișinău, pentru mine asta este cea mai tristă, da, trist eveniment din punct de vedere cât de sărac el este, sărac ca conținut. Adică, inițiative, probabil. Poate fi făcut cu totul altfel, într-adevăr, o serbare a orașului, a specificului orașului, da? Dar, bun, spre asta sper eu să tindem și să ajungem. Da, se simte că noi registrăm în Chișinău pentru că se aude zgomotul orașului și ambulantele. Deci, ca să înțeleg corect, bine, și eu cred asta, noi probabil că ar trebui să ne schimbăm un pic approach-ul sau felul în care noi vedem turismul, cultura, nu știu, toate chestiile de genul ăsta. De exemplu, am să deschid o mică paranteză, eu de multe ori compar Chișinău cu Odessa. Bun, da. Pe locuri comparații nu neapărat dar relevantă, înțeleg, dar da. Mie mi se pare că Odessa pe locuri are un trecut cam similar cu a nostru, mă rog, aceiași arhitecți, dar ceea ce văd eu acolo este inventivitatea oamenilor de pe loc de a transforma dintr-o chestie banală ceva, de a transforma, nu știu, într-o chestie turistică, într-un punct de atracție și sunt chestii foarte mărunte. Iar noi asta nu știu de ce, nu avem sau poate avem, dar cumva mai greu ajungem, nu-mi explic de ce. Eu cred că trebuie să începem de la ce, cum cei din Odessa își privesc propriul oraș și cum noi ne privim propriul oraș, da? Adică însăși atitudinea față de oraș și pe cât de mult, scuzați, cât de banal asta nu ar suna, cât de mult își iubesc orașul, da? Corect, și noi cât de mult îl iubim. Cum ziceam mai devreme, când ziceam, uite că lucrez în turism și, da, ce le arăți? Așa o, ce le arăți în Chișinău? Adică așa o subestimare, așa o, noi singuri cumva credem că Chișinău nu merită, da? Noi singuri cumva credem că în Chișinău nu ai ce vedea, în Chișinău nu ai ce face și, uite, în loc să explorez deja ceea ce este, ca și cum, uite, trebuie să dărâi peretele ăsta de scepticism și apoi să începe a construi. Dar în alte orașe oamenii deja construiesc, da? Ei se mândresc cu ceea ce au. Da, nu avem noi, nu știu, palate, nu avem castele. Da, nu avem, că mă rog, asta a fost istoria noastră. Trebuie odată și odată să o acceptăm, că este așa cum este. Avem ceea ce avem. Și cumva
putem crește povești. De fapt, turismul despre asta este, cum așa e la modă, cuvântul storytelling, da? Dar citeam un exemplu și, sincer, chiar am zâmbit în Belgia, dacă nu greșesc, este o pădure, de seama, adică pădure, toată lumea este, nu, anume acolo și cresc niște flori și localnicii au cătuit așa o poveste în jurul florilor celea, că acolo este un adevărat pelerinaj. În fiecare an vin mii de oameni să privească niște floricele și eu mă gândeam, zic, măi, noi atâtea păduri avem și la noi nu vin așa, știi? Că, uite, asta cumva, despre asta și ziceam că, uite, storytelling-ul ăsta, ce este Chișinău, de unde este? Și clar că eu înțeleg pe oameni, când te duci banalele, nu știu, exemple, Paris, ai văzut Tour Eiffel, wow, nu știu, ai fost la Roma, ai văzut Coliseu, wow, adică acolo mult nu trebuie să povestești, da? Și eu mai multe locuri am spus că sunt orașe vizuale, da, sunt orașe puternice vizual, iar noi ca oameni percepem informația vizual mult mai ușor. Și atunci, uite, tu n-ai nevoie să-ți cumperi ghid, tu n-ai nevoie să iai un ghid, tu ai ieșit, nu știu, din autocar sau din tren de unde ai ieșit și aici poți să te plimbi și ți-e clar, uite, ăsta e, nu știu, Coliseu, aici e stricat într-o parte, dar are mulți ani. Dar adică tu poți să te plimbi printr-un oraș cu profund, cu istorie, ușor, dar fără ca să... trebuiască să inventezi ceva. În Chișinău este cu totul altă poveste. Chișinău este un oraș de povestit, un oraș verbal în care trebuie să povestești. Și iată, eu când eram cu turiști în Piața Mare Adunări Naționale, nu ți-ar părea că, uite, este un loc gol, practic, da? Ce să vezi? Dacă nu știi nimic, ai trecut pe alături, că, mai ales că și merg mașini acum și zgomot, chiar, uite, n-ai de ce te opri. Dar eu când mă opream cu ei și ziceam, uitați-vă, aici a fost monumentul țarului rus pentru a serba, da, 200 de ani în componența Imperiului Rus. Dar apoi a venit puterea românească și l-au dat jos și au pus un monument al regiului român. Apoi a venit sovietici, l-au dat jos pe celălalt și l-au pus pe Lenin. Și apoi am devenit independent și în genul și pe Lenin l-am dat jos, da? Adică și ieșă wow! Adică cumva uite chiar erau surprinși de această poveste, de această istorie. Și ți-am minte că odată niște turiști chiar mi-au zis, și voi moldovenii voi ați rezistat, da? Adică și eu așa wow, uite, eu fiind local, eu niciodată nu am zis că uite, noi am rezistat, dar ea avea dreptate. Că, într-adevăr, noi, necătând la toate perioadele astea, noi am rezistat. Și după aceea mi-am schimbat și eu cumva storytelling-ul meu și necătând la aceasta, da? Uite, moldovenii cu Chișinăul cum este, da? Și iată, dar eu îmi dau seama că acest lucru este mult mai greu. Deci asta presupune un efort suplimentar de a te documenta, de a citi, de la un ghid și mai departe. Adică eu înțeleg de ce cumva este mai ușor să, nu știu, mergi la Praga sau la Paris decât să te plimbi prin Chișinău. Îmi dau seama de acest lucru. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem crea povești aici. Sau, să zicem, aceleași clădiri, da, din perioada sovietică, care sunt, nici nu știu cum să mai exprim, atât de subestimate. Deci am avut turiști care veneau special să vadă Romanița, am avut turiști care veneau special să vadă circul, da, să-l vadă statuia lui Lenin și așa mai departe, să vadă clădirile. Am avut un turist. Noi am mers în botanică. Noi nici în centrul orașului ne-am fost. Noi am mers prin botanică. Da? Și cine s-ar fi gândit că botanică o să fie punct de atracție turistică? Uite, am mers bulevardul Dacia, apoi am intrat printre blocuri. Și el se uita la sticle de astea verzi, știi, care la scară pus. Da. Pentru mine erau, eu cum mi-am schimbat optica, dar chiar și pentru mine erau așa de panel. Dar el așa se uita, dar cât de interesant. Dar oare cum au fost produse ele? Dar de ce anume culoarea verde? Adică niște chestii eu... Apropo, și eu mi-am pus întrebarea asta, pentru că eu mi-aduc aminte când eram mic, locuiam într-un bloc de genul ăsta și erau în coridoare. Și acum, abia acum, recent, mă gândeam, măi, dar și s-a mai întâmplat? Da. Și uite, asta ar putea fi, asta este și trecutul nostru, asta este și o chestie absolut neexplorată. Dar ce am vrut să mai zic în termen de turism și potențial și mai departe, este, desigur, accesibilitatea. Da? Deci este turism în masă,
care el este simplu. A venit, a plimbat și a plecat. Nu, Chișinău totuși nu este așa și nu are cum să fie așa în virtutea. De acord. Dar totuși unele lucruri pot fi facilitate. Da? Uite, când pui un search pe Google, nu știu ce de văzut, nu știu, în Praga sau ce de văzut, nu știu, în, hai să luăm mai aproape de noi, Odessa, da? Tu ai imediat, îți vin o grămadă de surse. Dar la noi ce ți pare? Foarte puține informații. Un turist singur cumva, cum foarte mulți am discutat, ei iau ghid fiindcă se simt cumva nesigur, nu din punct de vedere al siguranței, da, uh-huh. Fizic, uite că o să, nu știu, o să te furi cine. Nu, dar din punct de vedere al siguranței informaționale, că nu știu ce să fac. Adică, uite, noi plastul ăsta trebuie să-l acoperim. Informații, ce-i de făcut, da? Că nu mergi prin oraș și întâlnești pe cineva întâmplător, el să zic, a, da, uite, poți mănânci acolo, sau uite, poți să te plimbi acolo. Deci lucrurile astea trebuie să fie cumva mult mai ușor circulat, dar asta este când și local se investește foarte mult. Da, asta e alt cumva. Cred că e o altă întrebare. Informația probabil că trebuie să fie ușor accesată, știi? Da, să da. Să fie accesibilă. Da, apropo, păi, ca să parafrazez ce ai zis, asta cumva ies din seria fără ai, din ce ai, adică... Da, exact, la sigur că trebuie cumva, nu-mi place cuvântul trebuie, cumva parcă este o obligativitate, dar vreau să zic, uite, ne educăm de mici cumva acest interes și cumva să ieșim din bula noastră că, uite, numai curtea noastră contează sau numai apartamentul nostru contează. Cumva când te interesează de un areal mai mare și eu chiar aș începe cu copiii. Eu pe nepoata mea am învățat-o să navigheze prin oraș, adică ea știa că urcă trolebus acolo, ies acolo și întreb, dar pe ce stradă? Dar nu știu. Da, cum nepoata mea, eu aici orașul știu și ea nu știe, hai! Și am început, uite, unde sunt semnele de numiri de stres? Aha, am început, da, uite ce frumos acolo! Adică ea, pur și simplu, a început să ridice nivelul ochilor un pic mai sus și s-a deschis, și acum întreb, a mers pe strada aceea, ok, adică deja e cumva o altă interacțiune cu orașul, da? Și cumva nici ea, cu toate că deja are 14 ani, dar cam la campul la 10, da, 11 am început această explorare și cumva era frică să meargă în alte locuri. Uite că acolo n-am fost niciodată. Zic, hai, mergi cu mine odată și apoi te duci singur. Și la piața centrală nu se dusese. Zic, hai, mergi cu mine și apoi eu să vezi. Și după asta deja se ducea singur și pentru ea să deschis o întreagă lume. Că ea, da, de fapt, poți să facă doi pași și acolo așa e de interesant. Da, absolut, da, de acord. Păi asta e ceva de genul, încearcă să-ți vezi orașul ca un turist, știi, dar noi când mergem în altă parte, noi suntem atenți la tot. Da, exact, da. Da, în această discuție, când toți mulți mă întreabă, da, uite ce să facem ca orașul să fie ceva confortabil pentru turiști, cum m-a mai întrebat cineva și eu îi ziceam invers, zic, uite că trebuie întâi orașul să fie prietenos și confortabil pentru orășenii săi și apoi pentru. Dacă o să fii bun pentru orășenii săi, evident că o să fii bun pentru turiști. Deci nu trebuie să ne gândim la turiști. Cumva asta mi-aduce aminte cum și, da, în cultura noastră atât oaspeții, atât sunt de venerați. Și eu zic, bun, oaspeții vin și pleacă, dar noi cu familia trăim în fiecare zi aici. De ce? Da. Adică trebuie să ți aranjezi, nu știu, casa, curtea pentru ai tăi, în primul rând. Tu trăiești bine și apoi pe oaspeți într-un loc bine amenajat îi poți primi oricând. Da, de acord. Tu spuneai, apropo, că foarte multă lume reacționează sceptic la când tu zici, deci când tu faci, nici nu știu cum să zic, ghidaj turistic sau ceva de genul ăsta. Da, de regulă, cum se întâmplă tot acest proces? Adică, deci tu ai anumite trasee pe care le faci cu fiecare din turiști sau tu ai careva trasee specifice pentru independență de ceea ce vor să cunoască sau să vadă turiștii. Deci, da, probabil să fac o mică paranteză că mai era mult mai intens, da? Lucram în acest domeniu și lucram cu agenții de turism. Și de obicei itinerarul, programul este coordonat cu turiștii în avans
Și eu doar primesc, uite, că de la ora asta până la ora asta, de exemplu, ai un tur de Chișinău, un tur de oraș. De cele mai dese ori era un tur, o numim noi, tur panoramic, adică cumva așa, general, prezinți orașul, dar depinde și de grup. Cel mai mult, evident, că îmi plăcea să am tururi cu grupuri mici sau chiar cu familii, două, trei persoane sau cupluri, că era cel mai ușor, fiindcă eu întrebam direct, uite, ce faceți, de unde sunteți, da? Și când în conversație, cumva, de la început, prindeam niște elemente de la ei ca să înțeleg ce le-ar putea fi de interes și atunci mi-ajustam tururile. Dacă era vorba de un grup mare, evident, cel mai mult era un tur stabilit, deci eu aveam în capul meu un itinerar, evident că asta implica strada Ștefan cea Mare, parcul, catedrala, primăria. Uneori mergeam și pe strada pietonală și deja mai vedeam după ce prin cum urc înapoi spre strada, spre bulevardul Ștefan cel Mare. Dacă aveam grupuri mai mici, atunci chiar era foarte, le adaptam, dar oricum evident că includea partea centrală, eu tare iubesc piața centrală și noi cumva încercam să prindem și piața. Am avut și turiști cu origini evreiești și ei de obicei din asta spun din start. Și atunci, evident, cumva introduceam și această componentă din istoria orașului. Și pe la sinagogă am fost, și pe la cimitire am fost, dar cumva încercam să răspund intereselor turiștilor. Am înțeles. Păi da, asta voiam să te întreb. Adică, cumva mi se pare că depinde de interesele turistului, pentru că, iarăși, revenim la ceea ce ziceai și tu mai devreme, Chișinău nu este un oraș obișnuit turistic și atunci trebuie să... Da, și trebuie să zic aici cumva... frustrarea mea probabil personală, fiindcă eu iubesc atât de mult orașul și istoria lui și se întâmpla în dese ori când aveam aceste tururi, de obicei le durau nu doar o singură zi, o zi, două, trei, în dependență cât stăteau aici oaspeții și frustrarea mea consta numintre aceea că de obicei în Chișinău petreceam foarte puțin timp. Deci era de obicei doar un tur de două ore, maxim două ore, uneori putea fi mai mult iarăși dacă solicitau turiști, dar dacă turiștii nu solicitau, atunci cumva by default de la operatorii noștri de turism local, ei puneau doar două ore prin Chișinău și după asta plecam din Chișinău, zburam din Chișinău, vinării, pensiunea agro din afara orașului și cumva eu eram, chiar le ziceam colegilor din agenții, dar punem mai mult ceva de da, ce să vedem în Chișinău și eu, cum adică Apropo, foarte, foarte interesant cumva, nu știu, observați, fiindcă eu am auzit ideea asta și de la altcineva. Și acea persoană zicea că, știi, eu uneori am impresia că Chișinău pentru turiști e ca aeroportul, pentru că ei vin și, de fapt, traseele lor sunt gen vinării, orheiu vechi și așa. Dar mai departe. Dar asta este lesne de înțeles din ceea ce am discutat mai devreme. Fiindcă, deci, în turism, ca și, de fapt, este o piață, da? Este competitivă ca și orice alt domeniu. Deci, trebuie să ai un produs turistic, un produs, de fapt, care se diferențiază pe piață de alte lucruri. Și atunci Moldova este percepută în primul rând ca o țară agrară, o țară cu tradiții. Deci partea asta rurală, deci ea se vinde foarte bine, da? Am în vedere turiștilor străini, da? Celor care vin. De exemplu, mi-am duc aminte de un grup de elvețieni care, mergând prin pensiuni, pe la Orhei Vechi, pe ne-am mai fost noi, și el zice da, uite, eu mi-aduc aminte de bunica mea, de cum ea gătea. Apropo, tot ce am aflat, că elvețienii, de fapt, tot au mămăligă. Și cumva așa niște sentimente calde le trezește multor turiști, că ei cumva își aduc aminte de copilărie. Și uite, partea asta rurală, cumva, ea este ușor de înțeles, ușor de văzut, da, și cumva ușor de oferit în realitate. Predomină, da. Și de aceea cumva toți, și în plus la asta deja este atât de promovat vinul moldovenesc. Și evident, cea mai mare vinărie din subterană din lume, două cele mai mari vinării subterane din lume, da, Cricova și Mileștii Mici, și respectiv în comparativ, da, cu oferta rurală, Chișinău
se pierde. Uite ce se face la Chișinău? Deci Chișinău nu poate, el poate concura cu alte orașe, dar cum am spus mai devreme, da? Deci la prima vedere, deci este mult mai complicat să-l prezinți ca o destinație turistică interesantă comparativ cu alte orașe. Uh-huh. Da? De ce cei care îl prezintă, ce îi pun încearcă, că este capitală. Bun, mai sunt unele agenții care pun accent și pe partea asta socialistă și atunci cumva, da, el se, Chișinău se diferențiază, atunci capăt cumva un interes. Dar de cele mai multe ori el este cumva așa, bun, nu ignorat, dar nu este foarte mult pus accent, fiindcă este mai greu să-l, să-l vinzi. Nu este ca produs turistic, și nu este împachetat deloc. Deci el nu este valorificat absolut deloc. Nu este explorat, probabil. Da, nu este explorat, deci nu s-a lucrat aici. Ce se poate făcut la Chișinău? Nu este un produs final care să fie ușor de înțeles, accesibil, da, să fie, să zic, a, da, uite, eu vreau să fac asta la Chișinău, da, cum noi zicem, Odessa, a, la Odessa sunt catacombe, la Odessa sunt piese pietonale de Ribasovska, adică sunt chestii care îți vin deodată, uite, poți face asta acolo. La Chișinău, pietonala, nu e așa, dar acum, Romanița, dar acolo, e totuși bloc locativ, circul, el este în reparație acum, adică, da, scârțim cam peste tot. Și, adică, aici încă este mult de lucru, ca să fie un, cum am spus mai devreme, el are potențial, doar când adevărat și trebuie de așezat, așa, de gândit foarte bine și de investit inclusiv și infrastructură și promovare și branding. Deci este de lucru aici așa pe câțiva ani, bineșor. Dar tu crezi că noi o să ajungem acolo? Sau, și dacă o să ajungem, când? Ma, nu știi cum toate întrebările astea de viitorile cumva sunt foarte complicate. Adică ce vreau eu să întreb e că dacă totuși se observă, este potențial pentru ca acest lucru să se întâmple, ca oferta turistică a orașului să fie alta? Sincer, la moment, din ceea ce observ eu că se face, șanse, în modul în care eu aș vedea lucrurile, foarte puțin. Fiindcă da, este acum. În sfârșit avem o pagină de Facebook și pe pagină internet Visit Chișinău. Da, acolo se publică informația în limbile română, rusă, engleză. Deja e mai bine vorba aceea, vorba veche, comparativ cu câțiva ani în urmă. Și mai mult decât atât, anul acesta a început să se vorbească despre o strategie de dezvoltare turistică a Chișinăului. Adică, în principiu, parcă aș spune că da, dar eu văd lucrurile merg foarte punctat, da? Uite, aici punem, nu știu, poți să vezi, nu știu, turnul de apă, poți să vezi sala cu orgă. Dar nu este ceva care le leagă, nu este o poveste care cumva, nu este fizic un traseu în care o să încep din punctul A și să merg în punctul B, da? Punctul Z mai degrabă, dar și eu pe parcurs pot să văd și una și alta. Adică eu nu văd să fie ceva închegat, să fie ceva clar, până când se merge pe promovarea asta, eu spun destul de clasică, tipică, dar nouă ne trebuiește mai mult. Ca noi, ca destinație, să fim, de adevăr, o destinație care nu ne trebuiește o abordare inovativă, un turism, o ofertă turistică care să includă și localuri unde servești și o bere și o cafea, ca la Chișinău să servești, nu știu, și o mâncare. Nu știu, să te urci pe un turn să vezi panorama Chișinăului, da? Și asta lucru să fie ușor, da, de văzut, ușor de accesat, să nu fie nevoie să, nu știu, să explorezi sute de site-uri sau neapărat să contactezi o agenție de turism sau neapărat să iei un ghid de turism ca să faci lucrurile astea. Deci, totuși, ca să fie un rezultat palpabil, eu cred că trebuie investit mult mai mult efort. Da, de acord, de acord, absolut de acord. Eu recent am văzut, am să fac o mică paranteză din ceea ce văd eu. Eu recent am văzut site-ul probabil lansat și de primărie și este bine deja, este fain. Mie m-a întristat foarte mult la clădiri istorice, cred că am văzut câteva dintre ele și eu știu bine că noi avem la capitolul ăsta stăm mult mai bine decât ceea ce se reprezintă.
cei ce se prezintă și asta e cumva destul de trist, pentru că mi se pare că anumite aspecte sunt superficiale, gen, cum ai zis și tu, avem o sală cu orgă, avem turnul de apă, dar mai mult de asta nu se explorează și atunci rămânem, da, cu chestii foarte, foarte puține. Apropo, tu ziceai despre piața centrală. Eu am avut mai mulți prieteni aici din alte țări și pentru ei, la fel, piața centrală era un punct de atracție. Eu aș vrea să te întreb pe tine, prin ce este atractivă piața centrală pentru turiști? Piața este atât de plină de culori, uh-huh, mirosuri, uh-huh, da? toată paleta de tipaje, oameni, da, cei ce fac, e unul cară, unul vinde. Pentru mine este un portret al Moldovei, de fapt, cumva, cu toate plusurile și minusurile. Uh-huh. Da? Și eu am avut și eu o dezbatere destul de aprinsă cu cineva despre piață, că trebuie scoasă, că nu nimic folos întrânsă. Pentru mine, în primul rând, piața, da, cum a spus, este reprezentativă, are o încărcătură istorică foarte puternic. Deci acolo este piața de la sfârșitul secolului XIX. Arătați-mi un loc în Chișinău unde timp de, uite, un secol și jumătate are aceeași funcțiune cu diferite regimuri politice în jurul ei. Nu avem. Deci locul acesta, uite, chiar este deosebit. El cumva este atât de unic în felul său prin simplitatea sa, dar prin că bune vând și cumpără, da? Oamenii au venit și oameni vii, oameni adevărați, da? Care cumva, oameni simpli care mm-hmm. vezi acolo, da? De tot felul, de toate naționalitățile vezi acolo, da? Produse din toată lumea le găsești acolo. Deci cumva, după mine, este un loc autentic. Autentic, uh-huh. cumva prin toată, cum am spus eu, paleta de culori și lucruri care poți vedea acolo. Nu, o să mint dacă o să zic că îmi place cum este amenajat uh-huh. și zic că acolo tot este bine. Nu, evident. Curățenia, da, sau aceleași ambuteiaje infernale. Gara care e tot, gara utioși scoate de acolo la sigur, da? Adică sunt lucruri care, într-adevăr, da, trebuiesc sunt schimbate. Ea trebuiește amenajată, regândită, cum să fie ca să fie și oamenii sărmani să nu înghețe pe timp de iarnă. Că eu tot mergeam și zic, dar cum e ce, uite, iarnă, da, oamenii se învelesc sărmani cu trei staturi de pături, au niște bocanci înalți ca să nu înghețe la picioare. Asta nu este ok din punct de vedere sănătății, evident. Adică lucrurile trebuie reamenajate, regândite ca să fie și confortabil, dar în esență eu tare mult aș vrea ca această funcție de piață să fie păstrată. Eu și un muzeu aș face acolo. Înțelegi? Un muzeu al pieței, da? Un muzeu în care îl poți face interactiv, adică atâtea chestii poți face, dacă iarăși prin prisma, fiindcă dacă te uiți numai da, nu, da, gunoi, nu știu că nu este cu mulți îl critică, nu este curat sau că sunt ambuteiaje, aceste toate lucruri se rezolvă, da? Dar nu, excluderea totală a pieței, după mine, nu este o soluție absolut deloc corectă, fiindcă ea șterge și așa, cum am spus, cu ce am început, dar nu este loc care are aceeași funcțiune în Chișinău de un secol și jumătate. Nu avem. Deci asta este practic unicul. Deci în piață monumentele s-au schimbat de câte ori, dar acolo a rămas. Și aceasta este, de fapt, un atu al orașului, da? Care, uite, dacă îl regândești, îl reorganizezi, după mine ar fi, uite, locul vizitat numărul 1. Păi da, nici de cum n-ar trebui scoasă de acolo, așa cum spun mulți, evident, dar de asta și îți spuneam, adică îți dădeam exemplu prietenilor mei care erau aici, bine, străini, care mergeau foarte des la piața centrală și dacă ei aveau oaspeți de acasă, îi duceau acolo, la fel, pe aceleași idei de care tu ziceai. Ăsta e un subiect, într-adevăr, care trezește foarte multe polemici, asta am observat. Da. Și, în general, noi am observat că nu prea putem să... Deci noi avem un lucru sau un punct sau o zonă care cumva reprezintă o identitate locală și noi, din cauza că lucrurile nu sunt organizate bine,
ștergem și facem altceva. Dar uite, asta tot cumva este în, eu cred în cumva identitatea asta, în genetica asta culturală care se transmite, că în principiu lucrurile în Chișinău așa se rezolvau pe vremuri, da? Nu ne place țarul Alexandru, îl dăm jos, îl punem Ferdinand. Nu ne place Ferdinand, îl dăm jos, îl punem pe Lenin. Nu ne place Lenin, uite, l-am dus, nu l-am dat jos, n-am, i-am mutat locație. Adică totuși putem opri această, știi, ștergere. Cumva, uite, suntem... Nu ne plac semi-măsurile, da? Cumva categoric, da sau nu? Alb, negru... Este noi. Păi, uite, se poate făcut și altfel un pic, da? Și eu tare aș sper că, până la urmă, în această întrebare a pieții o să fie o soluție, totuși. Nu alb-negru, dar ceva de mijloc. Da, eu sunt de acord că noi avem la capitolul ăsta păstrarea identității și transmiterea mai departe a unor chestii culturale și locale, mai avem mult. Dar tu crezi că noi avem multe puncte, multe lucruri sau locuri nedescoperite în oraș care ar putea ulterior să devină puncte de atracție sau puncte turistice, nu știu cum să zic. Uite, chiar în felul ăsta eu anume multe locuri, eu poate o să răspund un pic altfel, că sunt lucruri care eu personal tare aș vrea să fie schimbate, da? De exemplu, eu tot tânjesc după centrul vechi al Chișinăului. Mm-hmm. Tânjesc în sensul că uite, tare aș vrea să devină o zonă turistică. Da, de acolo unde, eu le zic, nu centrul vechi, eu le zic insulițe de centrul vechi, acolo unde că nu au fost atinse, din păcate, și așa locuri devin tot mai puține. Cu timp ce trece, cu mare, mare, mare durere asta spun. Dar sunt încă niște insulițe între Pușkin, Alexandrida, spre zona aceea care, în principiu, această, încă se mai vede această tramă stradală veche, da, străduți așa, care nu sunt drepte. Eu tare iubesc pe acolo să merg cu grupuri mici, mai ales când dacă am cineva pe tema evreiască, la sigur îi duc în partea aceea a orașului. Și mie așa îmi place să merg pe străduțile cele acolo, mai sunt și câteva case vechi care s-au mai păstrat. Și eu de câte ori îmi imaginez în capul meu cute, dacă aici, da, să reconstruiești un pic, na, poate deschizi și o cafenea, faci pietonal, uite, asta poate fi pietonal aici, deci poate, se poate crea o rețea de stres pietonale în acea zonă, cumva de unit și cu partea nouă și să ai chiar o posibilitate de a te mișca și a vedea partea veche și partea nouă a orașului. Deci cumva, uite, pentru mine asta așa e un loc, o bijuterie care este neșlefuită încă și eu tot am speranța că se va șlefui. Asta este una care eu tare, tare mult aș vrea să se întâmple și al doilea aspect este cu clădirile socialiste. Deci, uite, poți deschizi niște locuri pentru panorama Chișinăului pe unele dintre clădiri, să faci niște, nu știu, aceleași muzee, nu am de muzeu în stil clasic, ai venit, ai intrat, nu știu, dar să vezi, uite, cum a fost, că mulți întreabă, dar mulți vor să vadă, dar cum este în interior, dar care este planificarea, da, uite, și mai pui vreo două birouri din astea, de uite, chiar ar fi să fotografiezi, da, așa, metaforic vorbit, unele locuri și le lași să se vadă. Pe mine, aceste două momente ar fi foarte valoroase, fiindcă ele cumva o să exemplifice acea istorie, da, complexă și nu, care a fost și așa, și așa. Mai punem aici și neoromânescul tău iubit, evident că este loc și pentru el. Și uite că în felul ăsta putem construi așa un puzzle. Eu la turiști le ziceam că Chișinăul este ca un puzzle, da? Uite, nu este unic, nu este doar putem. Deci este cumva construit din mai multe. Și asta este mai greu de acceptat pentru unii, da? Mai greu de înțeles, dar asta este și farmecul lui. Da. Apropo, ca să fac o paranteză la neoromânesc, cumva, mie îmi plac mai multe zone a orașului și perioade, nu doar cel neoromânesc, dar cum ziceai și tu, eu am văzut că perioada asta nu este suficient de cunoscută, promovată, ca anume ca
ca un obiect, să zicem, turistic, știi? Și atunci m-am gândit că ar fi bine să promovăm partea asta deocamdată. După care mai vedem, dar asta este altă discuție la care poate o să revenim. Da, eu îmi dau seama ce zici, dar tu vezi centrul istoric așa cum el este înscris acum în registru, tu îl percepi ca un tot întreg sau cum zici tu, sunt mici însuliți de centri vechi? Dacă să vorbim cumva acele trăsături specifice care eu le văd, da? Acele căsuțe mici, maxim parter plus un etaj sau sunt vreo câteva chiar micuți așa, casele rotunjite la colțe, da, cum atunci când s-au îndreptat străzile. Dacă vorbim așa foarte, foarte strict, da, ele sunt mai degrabă insulițe, evident. Un alt aspect care cunoaștem cu toți, din păcate, aceste intervenții, da, punctate, uite, atât de mult știrbesc din armonia orașului vechi, încât chiar este foarte greu să zici că, uite, centrul istoric în limitele, da, care sunt determinate, Mihai Viteazul, Ismail, da, Matievici și Albșa, da? Da, 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 da. Evident că nu asta, nu pot să-l zici, că acolo sunt și multe clădiri și noi, și din anii 60, din anii 70. După mine, eu văd asta, uite, să fie, cum am spus mai devreme, insulițe, dar să aibă punți între ele, da, uite, să mergi. Mi-aduc aminte de orașul Ivano-Frankivsk, el este un oraș foarte mic, sincer, nici nu știu cât populație el are, da, care pe 50.000 este bine. Eu l-am vizitat în 2015, dacă nu greșesc, prima dată, la un festival cultural, apropo, care sper să ajungă și în Moldova, festivalul Mitost. Și deci eram acolo, deși aveam harta orașului, dar eu iubesc cumva să explorez fără hartă, unde mă duc ochii. Și, de fapt, în acel orășel era o stradă pietonală și cumva acea stradă pietonală nu era foarte mare, dar în acea stradă pietonală erau și clădiri așa simpatici, niște cafenele și am stat și pe o terasă și am stat și pe o bancă și foarte, în mod foarte natural am trecut strada în alt parculeț, din acel parculeț am trecut în altă zonă și în acea zonă am ajuns și la piață. Deci cumva am făcut această trecere dintr-o zonă în alta foarte ușor, ziceam mai devreme de acea accesibilitate. Că eu ca turist, da, cumva am mers foarte, am fost ghidată de stradă, da, pe unde să o iau și am văzut și am finisat într-o zi, practic am explorat partea centrală a orașului, am văzut cele mai importante locuri fără nicio dificultate. Deci ele au fost cumva făcute pietonale, dar că ziceam asta printre, da, era și un drumuri unde treceau și mașinile, unde era și case locative și blocuri și mai sovietici și mai, și mai vechi, dar asta cumva atât de ușor s-a explorat, eu am făcut trecerea atât de ușor dintr-o zonă în alta, eu ulterior deja am analizat experiența mea urbană și am zis, da uite ce-s bravo ei, uite că am mers la pas, așa, ghidată de oraș. Și uite, și asta este cea mai corectă strategie, fiindcă, cum am zis și în primul rând, da, nu toți își cumpără un ghid, nu toți își iau o hartă, da? Orașul însăși trebuie să invite, da? Noi prin spațiu, noi așa proiectăm spațiul public, da? Așa putem să-l facem, uite, că el te invite, uite, dar mergi încolo, da? Și oamenii de obicei ei se lasă ghidați de spațiu, da? Ei se duc acolo. Sau vezi un punct de atracție, a, da, uite, acolo ceva colorat în acest an, ori de ce este, da? Și mă duc încolo, da? Fără să fiu împiedicat, nu știu, de o mașină parcată sau de un transport public sau de altceva. Uite, iată, în felul ăsta, dacă ar fi cineau, asta ar fi poveste. Ar fi grozav, da. Da, îmi dau seama ce zici. Apropo de festivaluri, eu am descoperit recent un festival care se numește Open House. Și este foarte interesant că el are loc în mai multe orașe de-astea mari europene, gen Roma, Barcelona, Milano, de exemplu. Și ceea ce mi-a plăcut mie la festivalul ăsta este că ei prezintă case sau clădiri care nu sunt neapărat populare. Și asta este farmecul la festivalul de genul ăsta. Adică tu deschizi ușile în anumite clădiri pe care de regulă turiști nu o să ajungă acolo. Și asta mi se pare o chestie pe care noi am putea să o facem. Bun, la noi e mai greu cu accesibilitatea.
dar este o metodă de a descoperi orașul. Da, la sigur. Îmi pare. Da. O să trecem nemijlocit la un alt subiect, tot legat de turism. Tu, în cadrul Centrului de Urbanism, cumva ai coordonat inițiativa Chișinău prin monoclu. Vreau să ne povestești mai multe despre inițiativa asta și dacă va avea continuitate. Da, da. Mersi de întrebare, așa mai mi-ai tins o strună. Nostalgică. Da, pe vremuri când nu era pandemie și nu era război, da, puteam face tururi. Da, noi numeam serie de tururi, de fapt, da, mai era un proiect, serie de tururi Chișinău prin monoclu. Da, el a început în 2017, pare-mi să, da. A fost foarte simplu, deci cumva, având în vedere că eu prezentam Chișinăul turiștilor și în momentul dat, cum ziceam, mulți ziceau din local, deci din prietenii mei, la ce să vedem la Chișinău, cumva mi-a venit revelația, stai, uite, eu le prezint la străini, dar la ai noștri, cine le prezintă Chișinău, cine le povestește despre Chișinău la local, cei noștri, trebuie cumva rezolvat această întrebare. Și iată, din această intenție, din această dorință ca și oamenii de pe loc să fac cunoștință cu orașul nostru, am pornit această serie de tururi. Deci ideea era foarte simplă, noi alegeam o tematică sau o locație, o stradă, o regiune și invitam diferiți oameni care ne povesteau. Deci au fost ca pe post de ghid, au fost și oameni diferiți și colegi de-ai mei din turism, dar au fost mult și un arhitect care povestea despre spitale. Am avut un istoric care vorbea despre istoria Chișinăului din primele secole. Am avut și un băiat pasionat de natură, de copaci, ne-a povestit despre copaci din Chișinău. Deci au fost teme foarte variate. Am avut un expert în istoria evreilor, am fost la cimitirul evreiesc. Deci a fost o serie care într-adevăr și am primit foarte mult feedback pozitiv. Deci oamenii erau foarte mulțumiți. Wow, cât este interesant! Nu știam asta, nu știam asta, mai faceți cumva. Și aceste impresii pozitive ale oamenilor cumva pe mine personal mă tot motiva, uite să continui, uite să continui. Și când întrebarea ta de mai devreme de open house ziceai, mi-am mintit despre tururi care l-am avut noi prin curțile interioare. Acela a fost turul cel mai vizitat. La un moment dat calculasem vreo 90 de oameni, pare mi se. Și după aceea încă am mai venit. Deci eu presupun că probabil am ajuns la 100 de oameni. Deci pentru noi asta a fost wow. Deci era o temă și noi de fapt am mers prin curți, care de fapt sunt spații deschise, deci curțile este interior, fiindcă ele sunt spații semi-publice, semi-private cumva. Semi-deschise. Da, semi-deschise, dar intrând acolo cumva am avut acești latiuri că se deschid de fapt, da? Parcă ne dă voie să intrăm. Bun, într-o curte nu ne-a dat voie să intrăm. Asta a fost un alt aspect, dar și asta a fost o experiență interesantă. Și atunci m-am convins că de fapt, uite că este nevoie de așa inițiative, este nevoie ca oamenii de pe loc să cunoască, fiindcă așa câte un pic schimbăm atitudinea localnicilor față de oraș, cumva interesăm de istorie, interesăm de ceea ce se întâmplă, e cumva singur încep câte un pic să-și schimbe optica și să vă supraviețuiască ceea ce este în oraș. La un moment dat îți minte, Doamnă, dar uite, trebuie să facem ceva, că uite, deja cumva parcă îi trezisem și spiritul civic și zic, da, faceți, noi vă susținem, vă ajutăm cu ce putem. Și naturile s-au oprit un pic mai devreme de pandemie, că eram deja implicat în foarte multe proiecte și elementar nu reușeam să ajung să coordonez și asta. Dar eu tare mult aș vrea să revin. Și era așa un plan să revin în această primăvară. Nu știu, nu pot promite încă nimic. Dar oricum, aș vrea să mă organizez și să le relansăm. Nu putem să facem un tur al Chișinăului Interpele, că oricum o să publicăm în curând. Super. Hărțile noastre. Bun, o să le publicăm, o să le tipărim. Și facem o lansare așa. Când lucrurile se vor mai calma regional, da. Sper că asta o să fie foarte curând. Și poate faci și un tur al Chișinăului Interbelic.
Da, asta mi se pare frumos. Tot ceva similar cu Open House. Da, și ca să zic, am întâlnit foarte lume multă deschisă, da, deci am fost la, am reușit să, am fost la Filarmonica Națională, da? Da, da, da. Și, da, deci, domnul Stârce a fost foarte deschis, deci am mers prin culoare, prin anul la costumerie, am fost la Mihai Minescu. Deci prin sala mică, sala de repetiții, deci am văzut toată arhitectura asta din spatele scenei. Am fost la Teatrul Național Mihai Eminescu, la fel acolo am avut o deschidere extraordinară de partea domnului director, dar care iarăși am mers peste tot. Am înțeles de costumerie că am fost și pe acolo, cum lucrează scena din spate, lumini, draperii, deci a fost fantastic. Și da, au fost și locuri în care nu am avut deschidere, dar este ceva normal, deci da, dau seama că unii sunt mai reticenți, unii sunt mai deschiși, dar văzând lucrurile și nu doar din exterior, dar și din interior, la primărie am fost și da. Da, apropo, da, e un loc, ar fi un loc foarte interesant pentru cișinăuieni, primăria. Ne-a primit foarte bine, da, deschis, da, făcut o listă de participanți din timp. Da, 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 da. Da, aprobat. Mai ales, mi se pare, curtea lor, o zonă da, neexplorată da, și nevăzută. Da, da, cu anii ăia care sunt... Da, 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 1902. Care sunt pe clădire, da. Eu sper foarte mult, apropo, și sper foarte mult că unul din tururi va fi și la Casa Herță sau și Kligma. Da, și asta era una dintre visele mele să ajungem și acolo. Da, eu sper foarte mult, sincer să fiu, mi-aș dori foarte mult să ajungem acolo, să facem poze măcar în curte. Da, o să vedem, maybe someday. Și la final... Am să te întreb pe tine ceea ce întrebam și pe ceilalți invitații în da, ai știu, noștri. Dacă este Chișinău un oraș în care vrei să locuiești? Da, cu siguranță eu spun da, pentru că eu cred că am două cumva motori care mă ghidează, nu pot spun că chiar în viață, dar oricum de care mi-aduc aminte deseori, care cumva îmi stau. Deci, în primul rând, eu cred că frumusețea este în ochii privitorului. Da? Deci, noi suntem cei care privim și cum privim, noi ne facem optică. Dacă vrem să privim mai gropile din Chișinău, păi numai gropile și o să le vedem. Mm-hmm. Da? Dar dacă ne ridicăm un pic privirea și vedem și niște ornamente pe case și un acoperiș interesant și o, nu știu, o stea pe o fereastră, o vedem și cumva ne este mai bine pe suflet. Asta este una care îmi completează cumva viziunea mea. Și a doua este că omul sfințește locul. Deci noi suntem cei care dăm sens locul, noi suntem cei care schimbăm lucruri. Dacă ceva nu ne... Sunt genul meu, dacă ceva nu place, eu schimb. Da, eu schimb dacă pot schimba. Dacă nu pot schimba, atunci schimb atitudinea. Da? Dar, da, adică tot timpul avem o alegere. Și după mine, cei care nu vor să locuiască în Chișinău, eu cred că deja și-au făcut alegerea și au plecat, sau cei care pentru care poate alte lucruri sunt prioritare. După mine, deci locul este, da, cum am zis, nu îl facem locul pe împrejur, da? Și Chișinău eu îl iubesc așa cum este el, pentru că eu tot pun umărul la ceea ce se întâmplă aici. Da, sunt lucruri care mie nu-mi plac, da, evident că sunt lucruri care foarte mult trebuie de muncit. Sunt lucruri care nu le pot opri sau nu le pot influența, dar necât în aceasta am un sentiment puternic față de acest loc și dacă aș fi, nu știu, din ca oarecare circunstanță nevoită să plec, niciodată nu știi ce viață te așteaptă, păi la singur că o să tânjesc. Eu m-am născut aici, da? Am strada mea, apropo care numele coincide. Da, și este un loc în care am crescut deja multe amintiri și sper să îmbogățesc acest bagaj. Dar tu simți, cum să zic, simți cumva, nu responsabilitate pentru oraș, dar simți ca locul tău. Pentru că eu, apropo, am întrebat asta, evident, și pe alți invitați, răspunsurile au fost foarte diferite și
De exemplu, când am întrebat pe cineva dacă ar avea posibilitatea să ar muta la Cahul sau și un gen, pe Alexandru l-am întrebat. Și el a zis că da. Și eu atunci m-am gândit, mi-am pus și mie întrebarea asta și mi-am dat seama că n-aș putea să fac asta, indiferent de posibilitățile de acolo, chiar dacă vor fi mai mari, nu aș putea să plec din Chișinău. Nu mi-explic de ce, deocamdată. Nu știu, poate tu ai putea să pleci din oraș dacă, de exemplu, ți-ar propune un job mai bun la Cahul sau în Gheni sau... Soroca. Da, sau... Sincer, da, cred că și eu nu cu mare tragere de inimă, dacă sincer trebuie să recunosc, okay. deși am fost în multe orașe regionale, mm-hmm. și mie îmi place, dar cumva ca vizitator, cumva aș putea, mm-hmm. spune, da. Uite, străiesc acolo mai mult timp de dimineață până seara, nu știu, trebuie să fie probabil oferta orașului atât de interesantă încât să mă captiveze. Uite, la Ungheni am simțit ceva acolo, așa, un vibe, așa, cumva. Mi s-a părut că acolo îți spate ceva de făcut. Cahul, dacă vorbim, mi s-a părut seara acolo, e așa de liniște, că eu nu știu ce aș face acolo, deși nu pot spune că eu tare des mi seara în Chișinău, dar oricum ce obțineam teoretic am această posibilitate. Bine, în Chișinău, istoric, apropo, seara e foarte liniște, da, mai ales, da, în perioada de vară. Da, da, da. Și asta e fain, câtăman, când vrei să găsești acea liniște, dar uite, da, mergi încolo. Da, la întrebarea ta mai devreme, cumva, eu simt că e al meu și de fiecare dată când se întâmplă ceva ce eu nu pot controla, da, evident vorbesc aici de demolări și construcții, uh-huh. locurile unde nu ar trebui să se întâmple, uite, atunci chiar simt așa o durere și o neputință, așa, sau durere din cauza neputinței. Zic, de ce nu pot să le fac nimic? Uite, de ce? Și cumva așa, așa te... Și mă supăr și uneori am niște perioade unde când ignor, nu vreau să știu nimic ce se întâmplă, mm-hmm. și nu, da. Nu mai am emoții, da? Nu mai am puteri să reacționez. La un moment dat, așa, chiar am... Da, eu în ultimii, undeva că chiar am fost mai puțin activă, din simplu considerent că eu am hotărât un pic să-mi păstrez energia interioară, că simțeam că îi mă depășește. Și asta, mm-hmm. cumva e trist, că, uite, oamenii care sunt activi, la un moment dat aleg această cale. Dar, iarăși, revenim că suntem pozitivi și sperăm că câte un pic. Mai sunt oameni activi care mai scriu petiții și scrisori și poate vedem lumină la capătul tunelului. Da, sper și eu foarte mult. Sau cel puțin, dacă nu o să vedem, oricum o să ne vedem de ale noastre. Că eu cred că în Chișinău sunt multe lucruri care pot fi făcute, mai ales în domeniul turismului, culturii. Da, cu siguranță. Mi se pare că asta este un domeniu unde mai este de lucru și slavă Domnului că este. Și da, cam asta. Bine, Maria, mersi foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Pentru invitație, pentru discuție. Și te mai așteptăm. Cu drag. Noi o să publicăm neapărat lucrarea Mariei. Mie este interesant să o citesc. Și poate vreodată și Chișinău va avea titlul de capitală culturală europeană. Să sperăm. Mersi tare mult! Cu drag!